Marmura se înfioară, mă aplec și scol, înainte și înapoi, înainte și înapoi, și la stânga și la dreapta, și la stânga și la dreapta. Florin Piersic Junior a interpretat 13 personaje, printre care miliardar de carton, muncitor pe șantier, bancher, pensionar, producător de film și homeless. Ceasul multicolor are la fiecare oră altă culoare. 39 ron. Asta are un fotbalist! Ăla cu B! Ăla cu B! Zi fotbalist cu B! Cine? Butu! Ăla! Ăla! De foară! Îmi face bine să văd că lucrurile pe care le-am gândit se confirmă. Și au fost și spectacole mai bune decât ăsta și spectacole mai rele. Dar învăț și acum e o școală care de-abia a început. Spectatorul urmărește evoluția cameleonică a unui singur actor care se transformă continuu în alt personaj într-o succesiune halucinantă. A sunat clopotul. Acestea sunt ultimele rânduri pe care le scriu în caiet. Mă voi urni cu greu până la pat și voi închide ochii pentru totdeauna. Băcăoanii l-au susținut continuu cu aplauze pe toată durata reprezentațiilor. E foarte bine să vină din partea publicului atâta căldură, cum s-a întâmplat aici. Și, e prima oară, de asta am avut mare emoții, pentru că e prima oară că ies cu acest spectacol în turneu și un test și pentru mine. Pentru ei, fiul celebrului actor a lăsat un mesaj. Să rămână că ați venit la teatru și că ați fost atât de mulți și mi-ați făcut o seară foarte specială. Premiera absolută a spectacolului a avut loc anul trecut pe 7 decembrie la Godot Cafe, teatru din București. În Bacău a venit în cadrul evenimentului Gala Star.